Sportul Miercurea Giurgiu și CSM Dunărea au oferit o nouă partidă interzisă cardia celor dunăreni. Au revenit formidabil în repriza a treia, când de la 1-2 au dus scorul la 4-2. Gazdele au avut un final furibund și s-au impus cu 5-4. Jucătorii Dunării anticipau că vor avea o partidă dificilă la Miercurea Giurgiu. Fiecare dintre noi își dorește să terminăm asta cât mai repede, să nu prelungim din nou și să fie 3-2 și tot așa la genul. Așa, măcar pentru fani. Pentru fani putem face un meci demonstrativ, cum a fost și anul trecut, și mai bine ar fi așa decât să prelungim și, v-am spus, nu se știe, fiecare meci diferă și e riscat. Staful ciucanilor și-a dorit foarte mult o nouă partidă în orașul de la Dunăre. Dorința lor s-a împlinit. Parcă echipa era, cum să zic, blestemată. N-am reușit să marcăm. Am avut ocazii și la Ciuc și ieri am avut ocazii bune. N-am reușit să marcăm. Într-adevăr, cu un gol sau fără gol, nu poți să câștigi un meci. Galațul este o echipă bună. Eu sper că o să jucăm meciuri bune, mai multe meciuri. Adică sperați să mai reveniți? Da, la vrem să revenim la Galați neapărat. CSM Dunărea conduce cu 3-2 în finala cu Sport Club Miercurea Giurgiu și mai are nevoie de încă un succes pentru a cuceri al doilea titlu de campioană. Echipa gălățeană vrea să dea totul pentru a se impune vineri 1 aprilie pe propriul patinoar.